foarte deștept. Eu cred în România. Eu cred în România. Pentru că suntem oameni frumoși și inteligenți. Pentru că avem resurse naturale și o clasă de mijloc care crește. Pentru că profesorilor nu le pasă de mine. Pentru că noi românii ne ajutăm între noi. Îndrăznește. 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 Îndrăznește să crezi în România. Viața întreagă am modulat Arabasa, dar votul l-am modulat niciodată. Am educat multe generații de elevi și pe toți am învățat să fie cinstiți, responsabili și corecți. Acțiunile mele îmi decid viitorul. Sunt responsabilă pentru votul meu. Sesizează la 112 orice încălcare a legii electorale. O campanie de informare a Ministerului Afacerilor Interne. Continuă emisiunea De ale Buzoianului. Vorbim cu domnul Sebastian Radu, este candidatul PSD la Camera Deputaților. Domnule Radu, a venit un mesaj de la un telespectator care se referă la o problemă pe care nu o discutăm foarte des, dar foarte importantă pentru o anumită categorie. Spune, municipiul Buzău este a doua garnizoană din țară după București. Acum câțiva ani, Ministerul Apărării Naționale concesionase o parcelă mare către Primăria Buzău pentru construcția de locuințe pentru militari. Ce planuri aveți și pentru această categorie socială dacă ajungeți la guvernare? Eu cred că acel teren ar trebui preluat din nou de municipalitate. Vreau să vă dau o veste nu foarte bună. Din păcate, în urmă cu 2 ani, cred, un an și jumătate, acest teren a fost transferat din nou în proprietatea, în administrarea Ministerului Apărării, pentru că cei de la Agenția Națională a Locuinței nu au bugetat niciun fel de sume pentru dezvoltarea acestui cartier. Trebuia să fie așa un cartier pentru tineri, unde să avem locuințe ANL și un număr important de locuințe pentru ofițeri, subofițeri din Armata Română. Din păcate, acest proiect a picat. Știu că terenul a fost transferat din nou către Ministerul Apărării Naționale. Discutăm în momentul de față pentru a solicita din nou acest teren. Între timp s-au făcut pași importanți, avem utilități în zonă acum. Cu siguranță anul viitor vom avea și un plan urbanistic zonal, pentru că zona este nereglementată din punct de vedere urbanistic în momentul ăsta și va trebui să facem și acest lucru. Ne gândim la tineri, ne gândim la Armata Română. Să știți că sunt un contributor important la bugetul municipiului Buzău. Este o mândrie pentru noi că divizia 2 Getica se află la Buzău. Este o unitate de elită a Armatei Române. Ne gândim atât la cei care sunt în activitate și vreau să le promit că ceea ce va ține de mine, ceea ce va depinde de mine, vom face pentru a dezvolta locuințe pentru tine, nu numai pentru cei care lucrează în armată. Mai avem planuri, spre exemplu, și adiacent căi ferate în cartierul Mihai Viteazu și acolo avem o suprafață mare de teren pe care dorim să dezvoltăm la fel locuințe pentru tineri. Există un proiect în acest sens și cred că de anul viitor vom face pași înainte și acolo. Ne gândim și la cei care au trecut de prima tinerețe și sunt ofițeri, subofițeri în retragere sau în rezervă. Mă uitam acum și cu ei să joacă așa un fel de tenis. Există ordonanța Guvernului Cioloș care dorește din nou, nu știu câta oară, iarăși să le recalculeze acele pensii. Ordonanța respectivă nu a fost aprobată în Parlament și le promit pe această cale că eu nu o să votez respectiva ordonanță. Este un lucru important, trebuie să avem respect pentru cei care au muncit o viață întreagă, fie că sunt din armată, fie că sunt din viața civilă. Și cred că un bun odată câștigat, el trebuie să rămână așa. Deci aș spune telespectatorului nostru că da, vom face pași începând de anul viitor pentru a prelua din nou acest teren și pentru a dezvolta locuințe atât pentru tinerii din municipiul Buzău, cât și pentru cei care lucrează în armată. Un alt telespectator vă întreabă dacă există cumva o mafie a cimitirelor în Buzău și dacă nu poate fi schimbat cel care administrează. Nu știu la ce face referire
cel care a trimis mesajul. Ce pot să vă spun este că avem o problemă cu cimitirile din municipiul Buzău, sunt locuri extrem de puține, de aceea le-au ajuns și foarte scumpe. Practic toate cimitirele au această problemă. Odată cu dezvoltarea noului cimitir pe care armata îl construiește pe centura ocolitoare a municipiului Buzău, iarăși aici domnul primar dorește să deschidă o discuție tot cu cei de la Ministerul Apărării, să ne cedeze o suprafață de teren în imediata vecinătate a acestui cimitir militar. Noi dorim să ne obligăm să aducem utilitățile necesare în cimitir și poate mai putem face și alte lucrări acolo, în așa fel încât să obținem această suprafață de teren și să dezvoltăm un nou cimitir municipal pe acea suprafață de teren. Din păcate și acest aspect trebuie tratat. Este un lucru sigur că ne naștem, trăim și murim la un moment dat, deci avem nevoie și de acest lucru. Am văzut că ați făcut așa un clip de prezentare al dumneavoastră în calitate de candidat pentru Camera Deputaților și spuneați că vă doriți spitale curate și un sistem de învățământ performant și de asemenea că vă doriți să vă rămână copiii în țară. Cum credeți că vom reuși în următorii 4 ani să îndeplinim toate aceste dorințe ale dumneavoastră? De fapt, cei de la PSD, dacă vor ajunge la guvernare, cum vor reuși? Cred că avem nevoie de mai mult de 4 ani de zile. Nu vom putea face acest lucru decât crescând clasa de mijloc, asigurând venituri decente românilor. Ce înseamnă venituri decente? Vă întrerup, spuneți de salarii bune și salarii foarte bune. Da, sunt curioasă ce înseamnă. Sunt peste 1 milion de oameni în țara asta care câștigă salariul minim pe economie. Vă spun cinstit că nu știu cum cineva poate trăi în această țară cu 900 de lei pe lună. Și eu am familie și noastră aveți familie. Nu cred că acest lucru este posibil sau nu pot să asigur o viață decentă cu cei 900 de lei pe lună. De aici dorința noastră și milităm pentru acest lucru, să creștem acest salariu minim pe economie. Mulți spun că economia își permite, că nu își permite. Eu cred că economia își permite. Dacă vom combina această măsură a creșterii salariului minim cu o anumită relaxare fiscală și vom oferi posibilitatea companiilor să ducă mai mulți bani în salarii, scăzând în același timp și birul pe acel salariu, mi se pare extrem de mult. Și eu am angajați, în momentul de față plătim aproximativ 69% din valoarea salariului, îl dăm la stat, atât angajatorul cât și angajatul, ceea ce mi se pare extrem de mult. De-aia și salariile au rămas la acest nivel. Cred că ăsta este unul din segmentele cele mai importante. Al doilea lucru este legat de investiția în infrastructura de învățământ și de sănătate. Vorbim despre acele spitale regionale și nu numai. Cred că toate spitalele din România sau marea lor majoritate au nevoie de renovări, de reabilitări importante în acest moment și avem nevoie de o profesionalizare a sistemului de sănătate. Trebuie să oferim condiții de muncă bune pentru a cere acelor oameni care lucrează în sistemul sanitar să-și schimbe și atitudinea față de oameni. Eu am văzut, din păcate, da, am fost destul de multe ori în spitalele din România și am văzut că oamenii sunt atât de preocupați de condițiile de multe ori mizere care sunt în spitale, de supraaglomerarea acestor spitale. Am văzut medici care pleacă acasă la 2-3 zile. Toate aceste lucruri te înrăiesc, te fac să ai o atitudine de multe ori nu normală față de pacient. Și cred că dacă vom ajunge să investim mai mult în spitale, să ținem medicii care acum pleacă număr atât de mare peste hotare și să le oferim salarii motivante în țară, vom reuși să ajungem la acele servicii medicale pe care le admirăm atât de mult în vestul Europei, aducând înapoi tinerii noștri și reușind să-i ținem în țară pe cei care îi avem în momentul de față. Mă uitam așa pe o statistică, sunt 60-70 de tineri buzoieni care termină universități de medicină din țară în fiecare an. Și vedem că la fiecare concurs pe care Spitalul Județean îl organizează, am văzut Spitalul de la Râmnic, nu reușim să aducem și să angajăm medici la noi aici acasă. Toți preferă să pleacă în altă parte. Mi se pare tragic.
Discutam cu colegii, mie mi-ar place foarte mult să ne batem dacă putem să aducem unul, nu știu dacă neapărat spitalele regionale, dar măcar un spital municipal nou să construim în municipiul Buzău. Mi-ar place să mă bat pentru acest lucru. Ar fi bine să reușim. S-a vorbit despre un spital municipal și în campania pentru locale. A spus mai devreme că medicii din România sunt înrăiți de situația pe care o au la locul de muncă. Nu cred că e vorba aici despre un fel de răutate față de pacient. E vorba despre epuizare. Exact. Și este vorba despre o dezamăgire cruntă, pentru că sunt oameni care știți foarte bine că învață ani de zile. Nu, dar mă uit la ei și spun, domnule, cum vreau să tratez pacientul? Nu am medicamente, nu am instrumente, nu am ce-mi trebuie. Cum pot? Îl vezi că sunt așa frustrați, sunt stresați de acest lucru și asta se întâmplă din păcate în marea majoritate a spitalelor din țară. Oamenii își doresc să facă mai mult pentru pacienți, dar din păcate nu pot sau nu au cu ce. Ar fi tare bine să se rezolve această problemă și în Buzău, în primul rând. Nu cred că se va rezolva în 4 ani de zile, dar măcar așa, privind la un termen mediu, sper că măcar 8 ani, în următorii 8 ani de zile să reușim să facem ceva în această direcție. Văd că acum se discută despre bugetul de stat, spre exemplu, văd că premierul a lăsat un buget. Ai noștri la partid discută de asemenea de un buget. Eu sper că și unii și alții s-au gândit și o să mă uit cu atenție dacă o să ajung în Parlamentul României la legea bugetului de stat. Sper să avem alocate niște sume importante pentru a dezvolta sau măcar pentru a începe acele proiecte de construcție a spitalelor regionale. O să vă mai citesc câteva mesaje. Vă întreabă un telespectator care este situația cu terenul stațiunii de cercetare Buzău. Este a Academiei Române, a stațiunii de cercetare. Există o ambiție a primarului Toma de a dezvolta și această latură. Avem un liceu agricol în municipiul Buzău, care din păcate a decăzut așa în ultimii ani, a ajuns undeva către coada clasamentului. Eu cred că o colaborare mai bună între Academia Română, stațiunea de cercetare și liceu agricol poate ridica în egală măsură și prestigiul liceului și a stațiunii de cercetare. Altcineva spune că vă doriți foarte multe și nu o să citesc continuarea mesajului, dar întrebarea, cred că esența întrebării este dacă se va și întâmpla așa sau sunt doar promisiuni de campanie. Doamna Magda, eu m-am ferit să fac promisiuni în campanie electorală. Va fi un lucru nou și pentru mine și pentru colegii mei, în afară de președintele partidului Marcel Ciolacu, cu toți ceilalți, suntem oameni noi, oameni care nu am mai fost în Parlamentul României și sper eu, alături de noi, să fie mulți alții. Am stat așa și am făcut o socoteală, dacă vreți, cel puțin pe locurile eligibile, cel puțin în Partidul Social Democrat, cred că 65-70% dintre cei care vor merge în Parlamentul României vor fi oameni noi care nu au mai fost acolo. Eu sper să venim cu o altă putere de muncă, cu o altă imagine și sper ca fiecare dintre noi să-și dorească să facă multe lucruri, ca măcar jumătate din aceste lucruri să fie realizate pe perioada viitorului mandat. Deci nu cred că este un lucru rău să ne dorim lucruri multe. Ne dorim o asanare legislativă, pentru că avem în momentul de față așa un număr, iarăși citeam, impresionant. Deci avem peste 12.700 de legi adoptate de la Revoluție și până acum, 8.000 și ceva de ordonanțe de urgență, 4.000 și ceva de ordonanțe simple. Deci este așa o nebunie în partea asta de legislație și cred că o asanare a legislației în România este neapărat necesară în perioada următoare. Un alt telespectator vă întreabă dacă propuneți mărirea soldei revoluționarilor. Cinstit să vă spun, nu m-am aplecat asupra acestei probleme, nu am date foarte multe legate de veniturile revoluționarilor din România. Promit că o să mă uit și cu proxima ocazie să pot să dau și un răspuns, nu sunt atot știutor. Încerc și eu să citesc cât se poate de multe și să mă pun la curent cu tot ceea ce se întâmplă în societate în momentul de față. Și altcineva vă întreabă dacă mai avem vreo șansă ca în Buzău să avem un bazin olimpic. Eu cred că șanse există. N-aș da speranțe că vom avea actualul bazin olimpic.
Dorim să creăm un centru de divertisment adiacent Parcul Tineretului. Avem acolo o suprafață foarte mare de teren, este teren neproductiv, pe care dorim să dezvoltăm un centru de divertisment, de recreație, cu terenuri de tenis. Sperăm noi cu un spațiu de concerte în aer liber, pentru că nu vom mai deranja pe nimeni, fiind foarte departe de oraș. Și de ce nu, cred că se va putea realiza și un bazin, pentru că avem nevoie, nu știu dacă olimpic neapărat, nu cred că Buzău are nevoie de un bazin la dimensiuni olimpice, nu cred că vom aduce vreo olimpiadă la Buzău sau vreun mare concurs național sau internațional de natație, dar un bazin avem nevoie, îl văd ca un centru de divertisment, văd că peste tot în lume se dezvoltă aceste spații, ați văzut? Termele la București poate e un concept mult prea mare pentru Buzău, dar ceva de genul acela cu bazine și nu numai. Trebuie să avem și ceva divertisment pe lângă el pentru a atrage oamenii și ai face să se simtă bine în astfel de locuri. Și îmi spuneați în pauza de publicitate că ar vrea primăria să preia și cinematograful Dacia, astfel încât acolo să devină un centru pentru tineri. Da, cinematograful cred că va fi preluat în perioada imediat următoare. Ultimul proces s-a încheiat, a mai fost acolo o contestație la executare. Știu că se poartă discuții, cel care folosește respectiva locație a făcut niște investiții acolo și în mod legitim a cerut să fie despăgubit pentru acele investiții. Cred că și această chestiune se va rezolva în viitor. Spațiul va reveni municipalității și domnul primar dorește să reînvie spiritul casei tineretului de pe vremuri, să avem cluburi ale tinerilor acolo, avem sală de spectacole unde ei vor putea să vină și să creeze momente artistice și culturale. Dorim să oferim tinerilor un spațiu în care ei să se simtă bine, să avem concerte, seri de poezie, expoziții și așa mai departe. Un alt telespectator vă roagă să-i răspundeți la o întrebare și spune: unde se vor comemora eroii Revoluției din decembrie 89, ținând cont de faptul că platoul este ocupat, iar scena este exact în fața monumentului? Nu este chiar în fața monumentului, se află un pic în dreapta monumentului eroilor. Eu cred că eroii putem comemora fără niciun fel de problemă, trebuie să-i comemorăm. Atât în fața primăriei municipiului Buzău, cât și în interiorul primăriei, pentru că acolo s-au întâmplat lucrurile importante la Revoluția Română. Deci spuneți că va fi sigur, loc... scena este amplasată un pic în dreapta monumentului, cum privind dinspre piața Dacei. Va fi cel mai potrivit, nu, dar... Știu la ce face referire telespectatorul. Avem amplasat un mic cort care asigură sonorizarea în zona respectivă, care la momentul acela va fi mutat de acolo și vom putea vedea monumentul eroilor. Deci Revoluției. Va fi mutat de acolo, pentru că a revenit domnul și spune scena că nu este exact în fața monumentului, spune. Dar spuneți că se poate muta astfel sigur, încât să existe și festivitățile sigur. Din decembrie. Ne apropiem de finalul emisiunii, ne apropiem de altfel de finalul campaniei electorale. Mâine este ultima zi a campaniei, pentru noi mass media, aceasta este ultima zi a campaniei campania electorale. Campania se încheie astăzi. Sigur. Așa este. Și aș vrea să știu din punctul noastră de vedere cum a fost campania aceasta, pentru că mulți au spus în toată țara că a fost una dintre cele mai neobișnuite campanii electorale din ultimii 27 de ani, ținând cont de faptul că a fost așa, foarte calmă, foarte liniștit. Da, eu cred că intrăm într-o normalitate. Cred că acest tip de campanie electorală oferă sau obligă candidații să meargă foarte mult în teritoriu, să ajungă cumva la electorat, pentru că singura posibilitate de a ajunge la electorat în momentul de față rămâneți dumneavoastră media și vă mulțumim pe această cale că am avut toate aceste emisiuni, cred eu, interesante, în care am putut răspunde telespectatorilor, cetățenilor, celor care vor merge la vot duminică 11 decembrie. Am mers foarte mult în teritoriu. În felul ăsta reușești să stai de vorbă cu mulți oameni. Nici nu vreți să știți câte probleme la care nu te-ai putea gândi vreodată îți ridică cetățenii în aceste întâlniri. Am fost aseară la Vadul Pașii, am avut, cred că, aproape 300 de oameni care s-au strâns acolo dorind să stea de vorbă cu noi și să ne spună care sunt problemele lor. Au așa o
dau o importanță foarte mare acestor întâlniri. Oamenii doresc să vină și să stea de vorbă cu candidații, să le spună care este părerea lor, ce doresc să facă pe mai departe în Parlament și nu numai. Deci cred că este un gen de campanie care va readuce normalitatea. Ne-am obișnuit așa cu foarte mult zgomot, cu mult tam-tam, cu toate acele lucruri care se aruncau în campaniile electorale, de la zeci, sute de mii de pliante. Vă aduceți aminte de găleți, de pături, de tot felul de nebunii care apăreau în campaniile electorale de la un partid sau de la altul. Cred că intrăm într-o normalitate. Mie îmi place genul ăsta de campanie electorală. Nu-mi place că în continuare sunt foarte multe mesaje, mai ales în spațiul ăsta online, neasumate de nimeni. Nu-mi plac oamenii care vorbesc urât, care înjură. Cred că ăsta va fi următorul lucru care va trebui să-l reglementăm. Cred că și în mediul online cineva trebuie să răspundă pentru ceea ce scrie sau ce pune acolo. Pentru că, la fel, asta este normalitatea. Respectăm părerile tuturor, dar trebuie să avem un limbaj civilizat. Este un exemplu pe care îl dăm copiilor, să nu uităm că toți cei care scriu acolo pot fi citiți chiar de către copiilor și nu este un lucru normal să se întâmple asta. Acceptăm orice fel de dezbateri, de discuții, dar cred că trebuie să ne reîntoarcem la modele în societatea românească și pentru acest lucru trebuie să avem un limbaj civilizat, ne lipsesc modelele. Am ajuns să vedem că ceea ce este rău, de fapt, unii îl percep ca bine și ăsta nu este un lucru normal. Oamenii sunt interesați de ce se va întâmpla în Buzău. E firesc să fie așa, mai ales că sunteți invitat în studioul nostru și vă întreabă, se mai transformă vreun spital în muzeu? Bănuiesc că e o întrebare ironică, dar cred de altfel că se face referire la fostul spital Brătianu, care ar putea fi, cu ajutorul fondurilor europene, transformat într-o secție a Muzeului Județean. Da, știți cum este? Dacă nu se face, de ce nu se face? Dacă nu se face, de ce nu se face? Știți cum este? Eu cred că este un lucru bun că se reabilitează clădirea respectivă. Prin lege, 5 ani de zile el va avea spațiul respectiv o anumită destinație. După 5 ani de zile, destinația lui se poate schimba. Important este că vom avea un spațiu complet reabilitat, adus la niște standarde pe care altfel nu știu dacă le-am fi putut face, dar nu știu dacă am fi avut sumele respective să le băgăm în spațiu respectiv. Nu văd de ce este rău ca în locul unei ruine să avem un muzeu, fie el dedicat și medicinei. Ce este rău în acest lucru? Da, o ruină, dar o clădire extrem de importantă. Este un monument istoric, ea va fi reabilitată la forma și ambientul care a fost odată. Nu văd ce este rău în acest lucru. Se va reabilita o clădire în municipiul Buzău, cetățenii, în loc să uite la o ruină, se vor uita cu adevărat la un monument istoric, vor putea să-l viziteze, iar ulterior, cei care vor veni peste 5 ani de zile, dacă doresc să-i dea o altă destinație, o vor putea face. Da, întrebarea aceasta bănuiesc că ar fi putut avea și un alt sens. Sunt în spitalele din Buzău, sunt foarte multe instrumente, aparatură, sunt învechite. Și atunci, probabil că ar trebui și cumpărate unele noi. Da, știți care este problema? Iarăși ne uităm la problema alocării fondurilor europene. Nu eu sunt guvernul, nu eu am decis cum vor fi alocați acești bani. Da, există sume care sunt alocate pentru reabilitarea monumentelor istorice cu această obligativitate, dacă vreți, anormală din punctul meu de vedere, că trebuie să-l fac muzeu. Am dorit să accesăm fonduri, spre exemplu, tot pe aceeași axă, pentru că vor rămâne sume nefolosite acolo, să reabilităm, spre exemplu, Colegiul Național Mihai Eminescu, care este monument istoric. Ni s-a spus, nu puteți, pentru că trebuie să-l transformați în muzeu. Da? O tâmpenie din punctul meu de vedere, dar asta este, trebuie să ne asumăm acest lucru. Și atunci, fie lăsăm banii necheltuiți și fostul spital Brătianu să rămână o ruină, fie ne asumăm acest lucru, da? Îl reabilităm și îl facem muzeu. Asta este. Cred că este mai important să reabilităm această clădire și peste 5 ani de zile să vedem dacă dorim să-i dăm o altă destinație sau nu. Mai avem un minut și aș vrea, domnule Sebastian Radu, să le spuneți oamenilor de ce ar trebui să iasă la vot pe 11 decembrie. Pentru că este extrem de important să ieșim la vot, pentru că este extrem de important să
participăm la viața politică. Vedeți, foarte mulți oameni stau în spatele televizoarelor și critică. Eu cred că este momentul să iasă la vot și să-și exprime punctul de vedere. Să decidă pentru viitorul țării, fie într-o parte, fie în alta. Nu asta este important. Important este să ieșim la vot. Iar dacă cei cu care noi am venit în contact, cei cărora ne adresăm în fiecare zi, sunt convinși de buna noastră credință, de activitatea noastră pe care am desfășurat-o până acum, noi îi rugăm să meargă la vot și să voteze PSD. Domnule Sebastian Radu, vă mulțumesc mult pentru prezență, vă doresc succes dumneavoastră. Mulțumim. Și tuturor colegilor dumneavoastră. Și așa cum ați declarat, indiferent de rezultatul alegerilor, vreți să rămâneți în continuare consilierul primarului Constantin Toma. Bun, vă mulțumesc încă o dată. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru că ne-ați urmărit. Urmează jurnalul Campus TV. Imediat, o seară bună, vă doresc la revedere.